A modela e o formă de terapie. E ca și cum ai îmblânzi materia. Noi, artiștii, suntem receptori de emoții. Ceea ce publicul simte și vede nu este doar obiectul în sine, uh-huh, partea estetică, ci trăirea artistului materializată în formă. O creează dependență. În primul rând, descoperi potențialul tău creativ. Bună, Ramona! Mersi că ai venit la emisiunea noastră despre Iașul Contemporan, despre cine sunt ieșenii, cine locuiește aici, cu ce se ocupă și care este viața Iașului cu toți locuitorii lui. Tu ești artist ceramist, faci lucrări monumentale, ai lucrări în toată lumea. Spune-ne puțin, care e viața unui artist ceramist? Care e viața ta? Mulțumesc pentru invitație, înainte de toate. Mă simt onorată să mă aflu aici. E o viață complicată, ca să spun așa, dacă ar fi să răspund la întrebare, înainte de toate, nu sunt doar artist, doar ceramist, sunt artist vizual, sunt și profesor la Facultatea de Arte, mai exact lector, să-mi exprim corect, lector la Universitatea de Arte, George Enescu, predau ceramică de 10 ani, sunt și artist ambiental, am făcut foarte mulți ani amenajări interioare împreună cu o serie de arhitecți, în colaborare cu o serie de arhitecți. Sunt și designer de bijuterii și mă ocup și de cursuri de ceramică pentru junior și pentru adulți. Asta în, și dacă vrem să cumpărăm bijuterii, ce facem? Unde venim? Mă contactați pe pagina de Instagram, pe Instagram sau pe Facebook. Okay. N-ai un magazin, așa, un shop pe undeva? Momentan nu. Urmează să, să ridic pe platformă pagina de artist la care lucrez, site-ul de artist, și în curând va fi cu shop online. Deci am înțeles. Ok, ok. Hai să vorbim în special despre ceramică, că eu așa te-am cunoscut, așa te-am descoperit și mi se par extraordinare lucrările. Zi-mi, cum se simte să lucrezi cu lut, să ai mâinile în lut, să ridici greutăți mari, că tu lucrezi și cu lucrări foarte mari. Care e tot procesul ăsta? Nu știu, senzația tactilă, cum te simți tu când lucrezi? Ești complet absorbită? Care e procesul ăsta în care tu ești acolo și creezi ceva din lut? E foarte complicat, în același timp foarte frumos. E extrem de ofertant. E tehnic? De ce e complicat? Că e greu să faci o formă care să stea în picioare? Depinde de temă. Modelajul la scară monumentală necesită foarte multă forță fizică, foarte multă implicare. Dar dacă ar fi să mă întorc la întrebarea ta, care este foarte frumoasă, a modela e o formă de terapie. Și persoanele care optează pentru cursuri de modelaj și care vin la mine în atelier sunt fascinate, sunt absorbite, mai ales când lucrează la roata olarului. Deci e ca o meditație, intri într-o anumită stare. Okay. Dacă modelez obiecte de mici dimensiuni, dacă modelez obiecte de mari dimensiuni, e foarte greu. E ca și cum îmblânzi materia. Okay. Noi, artiștii, suntem receptori de emoții, de sensibilitate. Deci, practic, receptăm tot ce e în jurul nostru și încercăm să integrăm și să transformăm în lucrări de artă. Și toată această transformare, inițial, nu se vede. Sau poate o simți ca public, dacă faci parte din public, ca și consumator, dar de artă. Ceea ce publicul simte și vede nu este doar obiectul în sine, partea estetică, ci trăirea artistului materializată în formă. Adică eu când realizez un obiect de mari dimensiuni, să spunem, care are o formă de factură organică,
frământ materia, o supun unei presiuni, de exemplu folosesc calandru, care este o presă industrială cu un tambur uriaș din metal, uh-huh. care transformă pachetele de lut în coli de argilă. Pachetele sunt au aproximativ 10-15 kg, sunt vacumizate în fabrică, uh-huh. astfel încât să se elimine aerul din masa ceramică. Și pentru a construi, pentru a realiza construcții din ceramică de mari dimensiuni, e necesară o formă de modelare treptată. Adică poți să lucrezi și o lună sau două la un obiect, uh-huh. iar la lucrările monumentale, care o să-ți povestesc pe delete despre ele, sunt modulare, uh-huh. adică sunt... reprezintă o formă de echipartiție, pot să lucrez din bucăți, adică. Da, din bucăți, uh-huh. care se repetă, există o anumită repetabilitate, dar care contrazic cumva forma la un moment dat prin cromatică sau prin ritm. Pot lucra și un an sau doi, depinde de complexitate și de dimensiune. La o singură lucrare. La o singură lucrare monumentală. Care este undeva instalată pe un perete. Da, este undeva instalat pe un perete. De obicei aleg lucrările pentru spațiu public, uh-huh. pentru că doresc să ofer receptorului de artă, publicului, acea bucurie pe care eu o trăiesc când realizez lucrarea. Uh-huh. Sunt și emoții negative în lucrări? Travaliul creativ este cumplit uneori. Adică ajunge la capătul răbdării. Sunt o serie de experimente eșuate. De exemplu, când modelezi uh-huh. și introduci obiectele în cuptor, sigur, până la un punct, toată cercetarea legată de glazuri și arta decorării obiectelor ți este familiar. Dar ce se întâmplă în interiorul cuptorului ține mai mult de chimie, mai curând de alchimie. Așa. E o mare surpriză. Ține și de tu hazard. Tu când deschizi cuptorul... Eu când deschid cuptorul, de fapt, înainte de a deschide cuptorul, cu un noapte înainte, trăiesc un entuziasm similar copilului care așteaptă o nouă jucărie. Așa. Există surpriza de a descoperi niște obiecte spectaculoase pe care, evident, nu le poți reface identic, și surpriza neplăcută de a avea un eșec sau o serie de eșecuri. Uh-huh. Mi s-a întâmplat, de fiecare dată învăț din asta, pentru că ceramica nu este doar o artă, este și știință și cercetare. Uh-huh. A materialului, a reacției materialului, la arderilor, a glazurărilor, a tipurilor de... Uh-huh. Combinații de materiale pe care le folosești pentru glazurarea obiectului, a tipurilor de argilă. Și pentru asta am un jurnal, se numește jurnal de glazurare sau un jurnal de arderi, în care îmi notez toate procesele de lucru, astfel încât să reiau unele procese care au fost defectuoase și să le duc în altă direcție. Mm-hmm. Tot experimentale de altfel. Da, se întâmplă și surprize plăcute. Da, unde iese ceva ce nu intenționai sau nu te așteptai, dar ceva frumos. Da, se întâmplă. Se întâmplă uh-huh. deseori și pot spune, în calitate de observator, pentru că formez deopotrivă și studenți, dar ofer bucuria însușirii acestor tehnici și celor care optează pentru cursurile de ceramică, creează dependență. Deci modelajul creează, uh-huh. de fapt, vrei să intri în acea stare de bine. Înțeles. Asta, ar trebui să vin și eu să iau cursuri de modelare. E o bucurie, în primul rând, descoperi potențialul tău creativ. De fiecare dată când lucrezi, descoperi altceva și evident că vrei să descoperi din ce în ce mai mult uh-huh. aspecte ale creativității. Și oamenii continuă odată ce asta... Da, am avut surpriza să... primesc persoane care au venit la câteva cursuri și ulterior au optat pentru cursurile de la Universitatea de Arte, s-au înscris la facultate. Adulți, adică da, la adulți. Dar am format și copii care au venit la stadiul gimnazial și ulterior mi-au devenit studenți. Și am avut mare bucurie. Wow, asta trebuie să fie o mare satisfacție în viață. Da, da. A fost să înduci oamenii pe o cale. Hai să vorbim puțin despre
lucrările tale, anumite linii, avem aici un obiect făcut de tine, da. Cu țepi, eu așa îi zic, un obiect cu țepi. Așa. Și am mai multe întrebări despre obiectul ăsta și altele pe care le-am văzut. În primul rând, de ce l-ai creat așa? Adică ce semnifică el pentru tine? Cum a ajuns obiectul ăsta să arate așa? Și după aceea o să te întreb de cum te raportezi tu la reacția publicului la obiectul respectiv. Dar hai să vorbim mai întâi despre creația ta. Adică de ce are țepe obiectul ăsta? Sau ce înseamnă în creația ta o anumită formă care este, am putea spune, neconvențională, nu? Ești un artist contemporan, creezi forme noi. De unde vin formele astea și ce înseamnă pentru tine? Aș putea spune că nu le caut. Ele vin instinctual, vin odată cu actul de creație, din interiorul meu. Uh-huh. De exemplu, când nu operam cu acest mediu, cu ceramica, realizam foarte multe obiecte sub formă de asamblaje. Erau acele object roof, obiecte găsite, căutate, prin anticariate, bazare. Eram un colecționar de obiecte și căutam nu doar valoarea lor estetică, ci și emoțională. Și le aduceam împreună în formă de asamblaje și foloseam diverse materiale, cum ar fi ace cu gămălie, scobitori, cuie, într-o serie repetitivă, adică sute de cuie, mii de ace cu gămălie, scobitori, astfel încât să le deturnez valoarea lor inițială și să le duc într-o direcție estetică care să creeze, să spunem, o controversă. Adică am făcut foarte multe lucrări cu o notă comică, știi, din scobitori și oamenii nici măcar nu-și dădeau seama că sunt scobitori, pentru că le vopseam în culori foarte intense. Așa. Și aveau tendința de a pune mâna pe el pentru că păreau pufoase, păreau structuri moi, da. Și în momentul în care am început să lucrez cu ceramica, cu argila, la fel am vrut să duc mai departe acest discurs al meu. Am două expoziții realizate, deschise în București, se numesc ambele fac parte din cabinetul de curiozități și sunt obiecte fără utilitate practică. Sunt obiecte care stârnesc controverse, întrebări, dar de ce are țepe? În mod normal, un obiect din ceramică, sau mai bine spus, ceramica e percepută la noi în țară ca obiect utilitar de mici dimensiuni. Adică o farfurie, o cană, o strachină. Da, pe care poți să o ții efectiv în mână, să o folosești. Da. Deci are anumite... Cum sunt aceste căni care sunt făcute tot de tine și pictate de tine. Au anumite aspecte care țin de ergonomie. Așa. Ori arta nu are acest aspect. Este un obiect, încă nu am lansat tema, dar o să spun acum, va fi o linie de produse care o să facă parte din tema Paosa. Adică e un produs pe care îl așez în interior și îți oferă o senzație de pace. Mai curând e o formă de artă care îmbină partea estetică cu sinestezia. Pentru că în interior conțin niște batoane din... Da, care miros foarte frumos, apropo. Din Orient. Wow. Și care îți creează o stare de bine. Când ajungi acasă, poți să-l deschizi și să ai o pauză, o relaxare. Poți să, nu știu, poți să citești și să stai în prezența unui obiect, care nu e doar un obiect estetic. Da. Și acum voiam să te întreb, cum te raportezi tu la o situație în care cineva reacționează negativ la arta ta? De exemplu, să zic că eu mă uit la obiectul ăsta și nu-mi place sau mă face să mă simt inconfortabil, mi-e frică sau nu știu, îmi provoacă o senzație neplăcută, nu pozitivă, deci din registru mai degrabă negativ. Cum te raportezi tu la situația asta? Eu nu am nicio reacție în sensul ăsta, pentru că arta este în... Percepția este în ochii privitorului. Dacă eu consider că e un obiect frumos să-l ofer publicului și publicul percepe diferit, este dreptul lui să percepe așa. Okay. Important este, și mă bucur
că stârnește o reacție. Ok. Pozitivă sau negativă. Ar fi mai rău să fie indiferent. Da. Când treci, adică nu-l observi sau nu te interesează, nu-ți atrage atenția niciun fel. Nu. Aha. Hai să trecem puțin la partea comercială a lucrurilor. Că tu, evident, vinzi lucrări. Da. Așa, și lucrezi cu întregi echipe de oameni, de exemplu arhitecți, nu? Da, galerii, oameni care lucrează în galerii, care te reprezintă. Cum funcționează asta în străinătate și cum funcționează în România? Hai să începem mai întâi cu străinătatea, da? Să începem cu străinătatea. Da. Deci obiectele tale sunt integrate într-un plan? Cum funcționează? Aș întoarce un pic în favoarea mea întrebarea, în sensul că eu am început în România să fac amenajări și artă ambientală. Eram preocupată de artă ambientală și am făcut timp de 15 ani amenajări interioare împreună cu fratele meu, care este arhitect, Ionuț Piciușcă. Și întâmplarea face că am amenajat două spații care pe mine m-au marcat, așa, a fost un proces foarte interesant. Muzeul Universității Alexandru Iancuza, da, e foarte fain. Și Muzeul Civilizației Cucute. Da. Și atunci am luat contact prima dată cu ceramica. Bine, au mai fost o serie de proiecte tot în cadrul universității, cafenele și alte tipuri de spații. Dar atunci mi-am dat seama, stând de vorbă cu arheologii, cu cercetătorii, cât ce importanță are punerea în valoare a unui obiect. Ok. Da, deci erau obiecte din preistorie. Trebuia să gândesc un spațiu expozițional astfel încât să fie pus în valoare și să creezi o notă de mister, că era vorba de un muzeu în care pătrundeai. Era vorba despre istorie, despre ritual. Temele erau diferite și am reușit. Și asta mi-a dat curaj. Ulterior am abandonat pentru o perioadă această zonă de exprimare și m-am reîntors la arta vizuală și m-am îndrăgostit de ceramică. Okay. Și am început să lucrez. Prima dată am făcut o serie de lucrări monumentale. Una dintre ele este lucrarea Kundalini de la Chandru Office Building. Va fi în proximitatea proiectului ce urmează a fi construit. Pe malul, în partea dreaptă a Palatului Culturii. Ok. Da? Și a fost, lucrarea respectivă a fost ca un examen pe care l-am dat cu mine însumi. Și a fost o lucrare foarte grea, realizată în colaborare cu Fire Culture, l-am realizat-o singură. Lucrarea nu a avut deși a avut o schiță inițială, n-a avut un parcurs foarte concret, va ieși așa, în felul acesta. Aha. Ea s-a construit pe parcurs, deci a fost ca un performance. Am înțeles. N-am știut ce va ieși, dar a fost o mare bucurie când am finalizat-o. Am lucrat și în condiții climatice nefavorabile, a fost extrem de frig, am prins iarna, am construit și un cort în jurul peretelui în zona respectivă cu tunuri de căldură. Okay. Dar până la urmă am reușit să o finalizăm. Și am știut că pot realiza astfel de lucrări. Ulterior am primit nu a fost o comandă, a fost o ofertă, deci a fost o invitație de a face o ofertă și o propunere, mai bine spus, a unei lucrări din ceramică, tot așa monumentală, pentru o fațadă imens. Deci o casă, era o instituție publică, era în străinătate, în cuveit. Și am lucrat împreună cu o echipă la proiect de la prezentare timp de 6 luni de zile. Prezentarea trebuia să aibă loc la Paris. Care era doar un concept. Era doar un desene, concept. Desene, materiale. Dar n-a fost doar concept. Am a înțeles. Fost însoțit de o serie de mostre la scară reală. Mostre de culoare la o scară mai mică și, bineînțeles, desene, studii, trimiteri la motive care ne-au inspirat din natură, deci erau legate de tema lucrării. Trebuia să fie un studiu organic, de formă. Dar în același timp trebuia să studiem și rezistența materialului la
căldură, la căldură, plin, da. Okay, da. Și a fost un proiect foarte, foarte complex, care întâmplarea face că a creat o punte, o legătură între atelierul nostru și galeria May din Paris. Uh-huh. Așa am cunoscut doi oameni deosebiți, Charles Tassin și Maëlys Tassin, care fac un cuplu deosebit, uh-huh, și în viața reală, dar și în viața profesională. Și am fost și în galerie, la Paris. Aha, ce e în acea galerie? Obiecte de toate felurile? În primul rând sunt arhitecți de interior, design interior. Uh-huh. Și ei se ocupă, au alt mod de a privi procesul de ambientare. Spre deosebire de arhitecții din Estul Europei, care propun, da, imaginează randarea și mai găsesc soluții. Arhitecții din Franța, am observat asta, că e un fenomen, mai întâi imaginează obiectele de mobilier. Așa. Au răgazul de a le desena, de a crea design, prototipuri, foarte important, creează o serie de prototipuri cu designeri specializați, cu producători de mobilier și ulterior extind cercetarea și la obiecte de decor din ceramică, lămpi de mari dimensiuni sau obiecte de mici dimensiuni. Deci dacă decor, eu aș vrea să-mi amenajez, nu știu, un birou sau o casă sau o corporație, nu știu, ei ce ar, cum ar decurge procesul cu francezii? Ar veni cu, mi-ar propune niște scaune așa sau cum? Nu, mi-ar propune, ce mi-ar propune? Deci operează cu aceste tipuri de exprimare, adică au în portofoliul lor obiecte imaginate de ei, uh-huh, pe care le expun de obicei în galeria studio. Da? Adică astea sunt originale, nu mă tot, duc absolut, la Ikea, de rodul exemplu. Rodul imaginației lor, adică aha, nu există. Deci ei sunt creativi, nu sunt doar, nu sunt comercianți, adică în galeria lor sunt aduc. Sunt și comercianți, pe de-o da, parte. Adică reprezintă pe alții, dar ei creează ei înșiși obiecte. Ca să într-o societate o concurență puternică, da, și o piață permanentă. Cum e Parisul, adică acolo da, e, da, deci da, acolo e o concurență acerbă, adică n-ai timp să te gândești că apare imediat altceva și uh-huh, trebuie să-ți creezi un stil personal. Okay. Tu nu mergi la arhitectul respectiv să apelezi la el pentru un proiect anume, ci pentru stilul lui. Îți place ce generează, ce imaginează, mm-hmm, ce, okay, interioare. Și ei nu se gândesc doar la ambientarea propriu-zisă, ci nota de mister, tema arhitecturală, cu ce se ocupă clientul. Se potrivește interiorul sau nu se potrivește. Ok. Și în momentul în care pătrunzi în studioul lor și le cere o ofertă de amenajare, le cere un proiect, în primul rând trebuie să fii în acord cu stilul pe care ei îl propun, să-ți placă ceea ce ei realizează. Și ca să poată fi convingător în această direcție, uh-huh, studioul în care își desfășoară activitatea este spectaculos. Uh-huh. Deci e foarte frumos amenajat și nu mă refer doar la aspectele ce țin de mobilier sau de obiectele de decor, ci și de arta subtilă a amenajării prin intermediul iluminatului artificial sau luminii ambientale. Toate aspectele astea sunt luate în calcul și toate obiectele, toate elementele de decor sunt realizate manual prin colaborare cu artiști. Am înțeles. Candelabre, corpuri de iluminat din ceramică, lămpi, covoare, scaune, tot este realizat. Deci e alt nivel, nivel de. Da, este un alt artă, nivel. Vis-a-vis de da, studio, de obicei au în proximitate galeria. Uh-huh. Galeria de prezentare, unde își conduc clienții și au loc tratativele sau, în sfârșit, exemplifică cu obiectele pe care doresc. Ok. Și în galeria asta sunt și obiecte de ale tale. În galeria ești reprezentată obiecte, de ei. Da, sunt obiecte foarte tare de mine. Deci dacă eu sunt pariziancă și trec pe acolo pe stradă și îmi place ceva din vitrină, pot să cumpăr o lampă pe care tu ai creat-o. Da, sau dacă îți place stilul, poți apela, deci poți intermedia o discuție între tine și arhitectul respectiv și
arhitectul ține cont de dorințele tale, de, sigur, tema arhitecturală și îți propune, vine cu propuneri, cu schițe, cu prototipuri și tu accepti sau nu. Dar dacă ai acceptat proiectul, ai foarte mare încredere în arhitect. Aici, în România, există o luptă între client și arhitect. În Franța există un mare respect pentru această meserie. Și adică odată ce agreezi proiectul, odată ce agreezi arhitectul se ocupă de... Și plătești o sumă foarte mare. Arhitectul își rezervă un an sau un an și jumătate din activitatea sa să se ocupe de fiecare detaliu al interiorului, inclusiv, nu știu să spun... Deci e o chestie destul de exclusivistă. Da. Ok. Da. Hai să vorbim de ceva pentru oamenii de rând. Da, pe mine mă ia cu... Totuși, să precizez că e foarte important că, pe de o parte, sunt reprezentat oficial de Galeria May din Paris și sunt pe platforma lor online, în cadrul galeriei, alături de Să punem în descrierea clipului link-ul către galerie, dacă ne dai voie. Da, sigur că da. Sunt pe site alături de Agnete Bizet, una dintre cele mai mari ceramiste din Franța. Și am bucuria ca în fiecare an lucrările mele să fie expuse prin intermediul galeriei mei la Maison d'Objet, în Paris. Iar anul acesta au poposit în tronul din... showroom-urile Chanel din New York. Acum, ca să închid paranteza într-o notă optimistă, există clienți și proiecte confidențiale, există comenzi care te provoacă, există comenzi gen concurs. De exemplu, propun un obiect, prototip pentru un concurs și dacă clientul alege obiectul tău, el este produs într-o serie limitată și am avut bucuria, onoarea să propun un obiect foarte frumos, o ramă de oglindă, nu-i reprodusă, este reluată ca temă din... perioada Ludovic al XIV-lea și a fost câștigătoarea proiectului Piaget pentru astfel de obiecte. Da. Și înțeleg că nu se fac poze, nu se afișează nicăieri, e ceva care rămâne undeva acolo. Ține de confidențialitatea clientului. Okay. Dacă nu mergem în galeria Piaget sau în magazinul să ne cumpărăm diamante, nu putem să vedem rama aia de oglindă. Hai să revenim puțin în România. Cum lucrezi cu clienții din România? Care e piața de aici? Ce vor românii să cumpere? Tu, în primul rând, ai mai mulți clienți în străinătate sau în România? Și. Okay. Nu aș spune că în străinătate. Într-adevăr, comenzile din partea galeriei mei vin în mod frecvent. Ok. Și am și libertatea de a crea, de a propune propriile mele viziuni și lucrările mele pe care le trimit în cadrul galeriei și ele sunt expuse spre vânzare. Dar realizez și o serie de lucrări comandate pentru ei, adică cum am spus că imaginează anumite obiecte și eu realizez prototipul, pot realiza chiar prototipul, care va fi după produs în serie limitată. Clienții din România, eu zic că sunt deschiși schimbării, acum... M-am axat aici mai mult pe proiecte ambientale, de factură ambientală. Am adus un suflu nou cu obiectul de design din ceramică și anume lămpile din ceramică, care sunt de mari dimensiuni. Adică nu sunt niște lămpi pentru comode, doar ca simple obiecte decorative. Sunt niște sculpturi supradimensionate care primesc lumină și care oferă în cadrul unui decor o senzație foarte plăcută. Ceea ce lipsește decorului în multe proiecte arhitecturale am observat este această zonă ambientală. Deci felul în care arhitecții lucrează cu luminile. Deci asta este un aspect care ar trebui studiat mai mult.
Care generează confort, nu? Care generează plăcere, stare de bine, da, confort, intimitate. Mai bine spațiul ăla. Deci când ajungi acasă, nici nu trebuie să aprinzi toată lumina. Deci ajungi să ai o lampă extraordinară și să o aprinzi și să, nu știu, să citești la lumina lămpii sau să te odihnești, să meditezi. Francezii au foarte multe lămpi. Deci dacă au un interior, e adevărat, interioarele în care ei locuiesc sunt foarte generoase. Mă refer la anumită pătură socială, dar într-un interior au cel puțin 3 lămpi. 2-3 lămpi. Am înțeles. Dacă... Și atunci e altă senzație. Adică să ai o lumină pe tavan, ai niște conuri de lumină, niște zone. Sunt mai multe zone, da, cu diferite tipuri de lumină ambientală. Am înțeles. Ok. Ești vreodată stresată financiar? A, da, înțeles. Cine nu e stresată? Nu știu, întreb, poate. Sunt, sigur că da, sunt. Și în momentele respective nu mă împiedică să creez. Ok. Pentru că îmi depășesc limitele. Oricum, nu ți-e frică? Nu te gândești, băi, mor de foame, ar trebui să fac altceva? Nu. Nu? Nu. O să, în primul rând, restrâng activitatea eventual. Nu mai extind atât de mult, nu mai fac atât de multă cercetare, nu mai folosesc cuptorul cum îl folosesc în mod frecvent în fiecare zi. Deci în fiecare zi funcționează cuptorul. Da. Asta înseamnă că factura la electricitate, da? Nu? Ele se deduc din lucrări care sunt într-adevăr costisitoare. Înțeleg. Pentru că ceramica este un domeniu foarte costisitor. Deci este un domeniu de nișă, adică de lux, aș putea spune. Okay. Glazurile sunt foarte scumpe. Procesele de ardere sunt complicate. Pentru că la un singur obiect e nevoie de 2 sau 3 procese de ardere, care durează... De exemplu, cana asta a fost arsă o singură dată? Nu, a fost arsă de 3 ori. De 3 ori? A fost biscuitată. Primul ce proces. Înseamnă biscuitat? Biscuitarea este procesul... Deci după ce modelezi argila, așa, ca să devină ceramică, ea trebuie să se usuce, să se elimine toată apa din masa ceramică și se elimină în totalitate la 960 de grade. Deci asta este primul proces, biscuit. Devine dură, da? Deci argila modelabilă devine dură. În cuptor asta se întâmplă. O pui, se arde și se duce în apă. În cazul lucrărilor de foarte mari dimensiuni, așa, și în cazul lucrărilor monumentale, ca să evit fisurarea lucrărilor, pentru că noi nu știm dacă nu există, când lucrez, eu nu știu dacă există sau nu buzunare de aer în masa ceramică. Și atunci obiectul este supus unei arderi forțate, uscare artificială, okay, care are loc undeva până la 200 de grade. Ulterior se aplică glazura. Glazura nu se poate aplica decât pe obiectul ars. Deci scoți, ai ars asta, ai scos-o din cuptor. Da, așa. Se aplică glazura și după glazură se mai aplică un strat de aur sau care este luster, metal prețios sau diferite tipuri de glazură. Și uite, tu ai pictat astea cu mâna. Da? Le-am pictat pe obiectul biscuitat și așa, am și suflat, după aceea pui o glazură pe deasupra. Cu pistolul de vopsit sau cu aerograful. Okay. Glazură limpede, transparentă. Ok. Dar culoarea bejul ăsta... Este culoarea argilei. Este gresie. Gresie albă. Înțeles. Ok. Deci aici e ceva transparent peste culoarea argilei. Da. Okay. Sunt foarte multe tipuri de gresie. Și interiorul ăsta cum l-ai făcut? Ăsta galben? Cum... Interiorul este glazurat cu o glazură ecologică. Ok. Și faci în același timp interiorul și exteriorul și arzi a doua oară? Câteodată da, câteodată nu. Cert este că există un distribuitor cunoscut la noi în țară care... de la care putem achiziționa glazurile ceramice. În schimb, eu prefer cercetarea proprie, cercetarea de atelier. Fac foarte, foarte multe glazuri în cadrul atelierului și am un rețetar propriu cu câteva mii ai secrete de culori. Foarte multe secrete profesionale. Dar okay. Ce artist nu are secrete profesionale? Nu știu, eu nu sunt artist. Din eu am secrete politice. Da? Absolut. Foarte bine. Foarte bine să avem... Okay. Secretele, de fapt... Din experiență, adică încerci lucruri și înveți... Un secret de... un secret profesional poate să ia numele semnăturii tale. Adică, dau un exemplu ca să înțelegi ce înseamnă un secret profesional. Când am fost prima dată la... când am fost acum câțiva ani înainte de pandemie la Paris să fac acea prezentare...
vis-a-vis de studioul respectiv, era o galerie de artă unde era expus, în Galeria Shanghan, pot să o numesc, un ceramist celebr, cel mai mare ceramist din lume, care se numește Peter Lane. Uh-huh. Eu nu mai văzusem ceramică de factură monumentală cu o notă atât de dramatică. Galeria era închisă, am revenit a doua zi și am privit lucrările. Nu spuneai că e ceramică. Uh-huh. Spuneai că e un fragment excavat de stâncă adus în galeria de artă și am plasat acolo intempestiv. Wow. Și m-am uitat, cred că, bineînțeles, câteva minute, m-am uitat de aproape și nu reușeam să ghicesc ce era aplicat peste gresie. Era angobe, glazura era foarte, foarte dramatică, era strânsă, era vulcanică. Deci, secrete profesionale. Deci nu glazura. Deci nici măcar nu puteai să ghicești imediat cam ce ar fi pus acolo. L-am studiat. Așa. Și el acționează brutalist asupra materiei. Adică are o serie de instrumente cu care lucrează. O cărămidă. Uh-huh. Deci un loc de instrumente din lemn sau specifice ceramicii, bate argila cu o cărămidă foarte, foarte mare. Sau și-a confecționat niște sandale, cum au japonezii, niște sandale cu niște țepi, cu care îi pășește pe ceramică, efectiv, și o imprimă. Okay. Secretele profesionale la materie de ceramică țin, pe de-o parte, procesele de ardere și de... Sigur, de felul în care tu modelezi materia. Mm-hmm. Care vine tot dintr-o emoție, crezi? Dintr-o trăire? Absolut, da. Călcatul ăsta așa e. Vine emoție. De exemplu, eu operez cu forme de mari dimensiuni într-un spirit organic. Îmi place foarte mult să studiez structurile naturale, structurile de corali. Sunt într-o perioadă în care nu glazurez lucrările, exploatez calitățile intrinsece ale materialelor, ale gresii, de exemplu. Da. Și relația obiectelor cu lumina, cu spațiu. Asta mă interesează în mod deosebit în această perioadă. Pe când lucrările monumentale sunt pline de culoare, glazurile sunt lucioase, reflectă lumina pentru că sunt în exterior și creează un punct de interes pentru trecători, pentru că în primul rând o lucrare de artă trebuie să creeze o emoție. Da. Fie ea pozitivă sau negativă. Da. Și atunci nu vreau să creez lucrări lipsite de viață și să le plasez într-un spațiu doar cu rol decorativ, ci vreau să stârnesc interesul trecătorului și să contribui la estetizarea mediului urban. Asta este parte datoria noastră. Ne-ar folosi în ea și mai multă artă publică. Da, mi-ar plăcea să mă plimb și să descoper, să descoper noi și noi lucrări. Și să faci, probabil, nu doar să descoperi. Da, mi-ar plăcea să realizezi. Să nu fie mediu atât de ostil, să nu fie atât de multe... atât de multă birocrație, studenții, eu, de exemplu, în calitate de profesor, îmi încurajez studenții să caute spații în care să-și amplaseze lucrări, chiar și la modul fictiv, chiar și imaginează, fotografiază spațiul și propun lucrarea. Dar mi-ar plăcea să ni se răspundă pozitiv și să fie lăsați să amplaseze lucrările în mediul, în spațiul public. Da, da, da. Cum te tratează Iașiul? Cum simți tu Iașiul ca oraș? Pentru că tu ai putea să fii probabil oriunde în lume, nu? Să creezi, creația ta se poate face de oriunde. Dar tu locuiești în Iași, ai rămas în Iași. Da. Cum ți se pare orașul? Ce ți place aici, ce te ajută și ce nu te ajută? Ce ar putea fi îmbunătățit ca să ai tu, ca artist, o viață mai bună? E o întrebare foarte bună. Întrebare bună pentru că, uite, de exemplu, îmi place foarte mult Iașiul, îmi place mult orașul. Nu mai mult decât îmi place Parisul, de exemplu, îmi place la nebunie, dar într-un astfel de oraș n-aș putea lucra. Okay. Am nevoie de un mediu liniștit, așezat, în care eu să am liniște, familiar. Să mă pot duce la atelier, să merg să-mi vizitez prietenii, familia. E un oraș frumos, e un oraș în care se întâmplă diverse acțiuni culturale, sigur, destul de modest față de
marile capitale, da, normal, marile capitale, nu suntem oraș cu milioane de locuitori. E un oraș în care eu mă simt bine, eu aici uh-huh. mă simt acasă, pot crea. Ok. Și cred că încet, încet, prin exemplele pe care le dăm noi ca artiști, contribuim la educarea publicului. Uh-huh, uh-huh. În definitiv și noi, și galeriștii, și curatorii fac mari eforturi în a aduce publicul mai aproape de acțiunile culturale. Și mai nou, observ că este o efervescență culturală în online, deci uh-huh. există o dinamică online uh-huh. care aduce în atenția publicului mai multă artă, ca de obicei, și mai multe aspecte da. Ale evenimentelor culturale. Ok. Dacă eu aș fi primar, cu ce aș putea eu să te ajut pe tine și pe alți artiști care creează în Iași? Există ceva ce autoritățile publice locale pot să facă pentru voi ca artiști? Adică ar putea exista o colaborare mai mare, nu știu, spații sau ajutor de vreun fel, o reprezentare? Cum vezi tu zona asta de interacțiune cu mediul public, cu administrația locală? Înainte de toate, un oraș trebuie să fie atractiv din punct de vedere estetic. Asta atrage după sine turiști, contribuie la educarea publicului, da? Și fiind un oraș universitar și existând această universitate de artă, da. Care are și ca secție artă murală, și nu numai secția noastră, și sculptură, și pictură, ar fi bine de creat un mediu propice pentru ieșirea și desfășurarea activităților artistice în mediul urban. Uh-huh. Adică, în planul urbanistic, să se aibă în vedere și anumite zone în care artiștii să interacționeze, să poată exista o zonă, de exemplu, pentru tineri, uh-huh. pentru a se exprima, graffiti, uh-huh. Diferite tehnici, da, de artă murală, dar și pentru artiștii care pot concura la realizarea unor proiecte de artă ambientală uh-huh. care să definească identitatea orașului. Da. Uite, în orașele din vest, un lucru foarte plăcut pentru mine este că ai în parcuri sau chiar pe stradă sculpturi, nu doar busturi. Aici ăsta da. Este Mihai Eminescu. Efectiv, ai o sculptură în funcție de perioada în care a fost executată, este de un anumit fel sau altul. Dar există artă publică. Adică ai, nu știu, îngeri sau un nud sau Venus sau ceva. Există artă în parcuri și apoi stâlpi de iluminat. În fine, tot spațiul public este elegant și îți dă o stare de bine, cum zici tu. Te simți mult mai bine pentru că este frumos. Există o frumusețe în spațiul ăsta. Ori în România, eu văd foarte puțină artă în spațiul public. Adică sculpturi, ai putea, de exemplu, voi ați putea să faceți artă monumentală, nu instalații. Noi aici ne gândim să construim ceva și să asfaltăm. Nu, mi se pare că lipsește într-o destul de mare măsură aspectul ăsta al frumosului din spațiu public. Crezi că este spațiu pentru noi să îmbunătățim asta? Crezi că, nu știu, publicul s-ar putea degrada, adică, nu știu, s-ar mâzgăli, s-ar dărâma, s-ar lovi? Sau cum vezi tu înfrumusețarea spațiului public? O să fiu un pic critică uh-huh. în sensul acesta. Am o aversiune pentru busturi. Deci busturile nu au ce căuta în spațiu public. Din punctul meu de vedere, trebuie să stea în curtea unui muzeu, uh-huh. da? Să spunem, în curtea unui liceu, în fața unei facultăți. Nu-mi plac busturile. Mă trimit undeva în trecut și nu într-o perioadă plăcută. Uh-huh. Da? Mă gândesc într-o perioadă comunistă. Tu consideri că nu-și ating scopul de a ne reaminti personalitatea respectivă, nu? Că Dar nu și-au locul peste tot în oraș. Am adică înțeles. Deci sunt ca supercile bine după ploaie. Plasate. Sunt prea multe. Okay. Nu okay. că sunt bine. Da, și nu sunt bine plasate. Un, doi. Cui te adresez? În acest oraș locuiesc deopotrivă persoane în vârstă, uh-huh. dar și mulți tineri. Okay. Tinerii vor să exprime în alt mod. Okay. Cu alte medii. Da. Arta busturile nu ambientală încântă. Înseamnă.
instalații obiectuale cu caracter permanent sau provizori. Înseamnă billboard, înseamnă proiecții de lumini, sunt grafito, stencil, uh-huh. sunt foarte multe medii cu care poți opera uh-huh. și sigur, artiștii își pot da concursul în a realiza astfel de da. Instalații cu caracter provizoriu, de exemplu, cu ocazia unor evenimente culturale care să îmbrace anumite zone pietonale și să bucure publicul dintr-un oraș, adică se bucure deopotrivă și un copil, uh-huh. se bucure și un tânăr, să se creeze zone de interacțiune cu mici comunități în jurul acestor lucrări, dacă ai observat în străinătate, că sunt zone cu spații verzi, cu bănci, cu foarte multe lucrări de artă contemporană, unde uh-huh. tineri se adună și cântă la chitară, ascultă muzică, lipsesc aceste zone la noi. Okay. Permanent, nu călcați iarbă. Păi cum? Doar să o admir sau cum? Ce să fac? Vreau să stau, da. Să mă așez pe iarbă, să citesc o carte. Iarbă este instrument electoral. Să admir o structură, nu este iarbă de folosit, este iarbă de primar. Se cheamă gazon și panseluțe. Da, gazon. Ok, revenim la... Da, uite, de exemplu, sunt instalații de ceramică uh-huh. plasate în spațiu natural, da. Chiar în gazon. Da. Da. Și ele... sunt lăsați artiștii să interacționeze cu mediul natural. Da. Trebuie să rezolvăm și asta cu călcatul ierbii, adică trebuie să ajungem la nivelul la care putem să ne bucurăm de iarbă, să stăm sigur, oriunde. Sigur, nu ne ducem în extrema cealaltă, dar dacă, da. Nu știu, se dă concursul și se propune o temă de design de mobilier. Uh-huh. Știi, șezlonguri. Am văzut, de exemplu, în Lisabona, șezlonguri. Te așezai pe șezlong, stăteai o zi întreagă, citeai o carte. Ce poate fi mai frumos? Te publice, relaxezi, adică. Da? Publice. Da. Locuri publice. Nu scaune, nu bănci, șezlonguri. Fain. Da? Mi-a plăcut ideea. Arată mult mai bine decât o bancă și da. Creează iarăși acel mediu. Nu te înverzești de la iarbă da? Pe da? Pantaloni. Da, exact. Și te simți bine, te relaxezi. Da, te relaxezi, stai la soare. Aha. Foarte și fain. Și altceva. Da, ok. Bun, deci am vorbit de partea artistică, partea financiară, de clienți. Cum e la universitate? Că tu ești și profesor. La universitate este foarte frumos. Așa. Foarte, foarte frumos. Te încântă meseria asta de profesor? Da, da. Sau simți că ți ia de la nu, timpul tău de creație? Nu, îmi place foarte mult ce fac. Altfel n-aș face. Îmi place mult să interacționez cu tinerii, să predau. Mai nou, studenții mei nu sunt doar foarte tineri, vin și persoane cu vârste cuprinse între 50, 60 și ceva de ani, am avut un student de 70 de ani. Wow, ok. Vin, dau la facultate din pasiune. Aleg arta murală sau ceramică din pasiune, pentru că asta și-au dorit să facă. Asta înseamnă că ei au ceva experiență înainte de facultate, da, au lucrat? Nu. Okay. Da și nu. Uh-huh. Și preferă să vin inițial ca un hobby, aleg să dea la facultate și își urmează un vis pe care, nu știu, și l-au reprimat la un moment dat, au crezut că nu pot să opereze în acest mediu. Și e foarte interesant, de ce? Pentru că se creează un dialog între echipe. Sunt foarte tineri care au perseverență, ambiție, bineînțeles cu energie creativă debordantă și cei care sunt maturi, care vin deopotrivă cu seriozitate, cu un program riguros de lucru, cu pasiunea pentru lucru bine făcut, nu mai sunt stresați că vor să aleagă meseria și să opereze în domeniul respectiv, ci fac asta doar din plăcere. Mm-hmm. Și se creează un dialog foarte frumos între studenții foarte tineri și cei mai maturi. Uh-huh. Anul acesta am avut un proiect, spune ofertant pentru studenți, am propus o temă pentru expoziție și am realizat o expoziție, Valențele Albului, în care operam cu un singur mediu, uh-huh. un tip de argilă albă, gresie, porțelan sau, nu știu, argilă de Vadul Crișului, eram noi din România.
Și obiectivul a fost să... Deci ne-am propus să realizăm o serie de corpuri de iluminat sau fragmente de lucrări ambientale și să deschidem o expoziție de grup, astfel încât să aducem mai aproape arhitecții, designerii de interior și să descopere potențialul ceramicii. Și a fost un lucru în echipă, a fost foarte interesant, pentru că am ieșit din zona aceea de teme impuse la facultate, de strictețea temei. Da. Și am colaborat. A fost un dialog foarte frumos între studenți și... Și ce reacție ați avut de la public? A, reacția a fost neașteptat de bună. Da. În primul rând, s-a suprapus cu Romanian Creative Week, în acea săptămână în care lumea a ieșit din casă și a mers să viziteze sălile de expoziție și toate evenimentele culturale. Am avut peste 300 de vizitatori. Reacția publicului a fost foarte bună, pozitivă. Da. A fost ceva nou în Iași, oarecum nou? Da, pentru că ceramica era altfel văzută. Deci ca obiect de mică dimensiune, poterie. Și noi am propus o direcție ambientală, mai mult de design de obiect. Deci de design de obiect prototip. Și au fost foarte încântați. Studenții nu știau un secret pe care eu îl știu. Într-un fel arată lucrările în atelierul de lucru și într-un fel arată când le scoți în public și le oferi consumatorului de artă. Și nu lucrarea și expoziția în sine a contat, ci întreg procesul a fost foarte interesant. Pentru că ei nu-și cunoșteau potențialul, atunci au început să se descopere. Unii dintre ei sunt un pic mai timizi, alții au foarte multe de spus. Și atunci a fost un experiment foarte frumos, foarte interesant. Ok. Crezi că a fost un succes per total? Da, pentru eu așa consider că a fost. Okay. Și din feedback-ul publicului și bucuria pe care am simțit-o în rândul studenților, a fost un succes. Da. Uite, o să îți mai pun una, două întrebări, dar deja te anunț. La final să-mi pui și tu mie o întrebare. Da. Eventual poate te gândești așa în timp ce vorbim. O să fie o surpriză pentru mine, eu nu știu ce să mă întreb. Sigur că da. Așa, evident. Cum te vezi în... 5-10 ani, nu știu dacă tu ca artist poți să prevezi atât de mult, dacă e o meserie în care viitorul se poate imagina pe termen lung, dar dacă se poate, în ce direcție crezi tu că mergi în viitor? Asta unu și doi, ce spirit vrei să aduci tu oamenilor ca artist? Adică tu când creezi, care este spiritul pe care tu îl aduci, din unde îl aduci, da? Și îl exprimi prin obiectele tale. Asta e o întrebare dificilă, dar uite cum ai provocat. În momentul în care creez, e un proces. Procesul este uneori foarte dur cu mine, pentru că pun multă presiune. Și toată partea de creație, că e odată imaginativă și... De altă parte, ai anumite sentimente care le imprime în lucrare. Implică și procesele tehnice și tehnologice, care sunt foarte dure. Am povestit despre asta, cum modelez materia, nu mai spun partea de mobilitatea lucrărilor. E foarte, adică cărat și ridicat, să le duci în cuptor, ai nevoie de ajutor de fiecare dată. Da. Ele cântăresc, de exemplu, 60-70 de kilograme. Wow. O singură lucrare. Sau lucrările monumentale sunt, de asta le-am și imaginat din module, ca să le pot amplasa. Bazoreliefurile cântăresc peste 100 de kilograme. Da? Deci ceramica este foarte, foarte costisitoare și din acest punct de vedere. Okay. Mereu trebuie să realizez cutii, să realizez ambalaje speciale ca să le pot trimite la diverse expoziții. Și mai stai și cu sufletul la gură, dacă ajung sau nu, întregi la destinație. Poate să spar pe drum. Wow. Da. Ceea ce eu realizez în timpul procesului de creație este un dialog cu mine. Felul în care percepe publicul este acolo, nu mai pot să mă intervin.
Și în dialogul ăsta cu tine, cine vorbește și cine ascultă? Eu vorbesc cu mine, încercând să-mi descoper potențialul creativ, pentru că fiecare lucrare vine cu o nouă provocare și de fiecare dată descoper ceva nou. E o surpriză și pentru mine. Sigur, urmăresc o anumită schiță mentală. Eu îmi fac schițe înaintea realizării lucrurilor, de cât rare ori. Câte o schiță tehnică. La lucrările de factură monumentală și mai nouă am început să lucrez și cu ajutorul programelor computerizate, adică să realizez anumite șabloane sau să creez anumite tipuri de negative din diferite materiale care mă ajută să multiplic. Dar procesul în sine este foarte intim. Nu poate fi explicat. Ok. De aceea când... Ești tu cu materia, da, și cu emoția ta. Când vizităm o galerie de artă contemporană sau parcurgem un muzeu. Sunt foarte multe lucrări, da? Oferta e foarte mare, dar ne oprim în fața unei lucrări. Ea ne comunică prin intermediul artistului. Artistul imprimă în lucrare o anumită stare. Noi nu privim lucrarea și o admirăm, ci privim, simțim starea. Da? Starea care o pune artistul în actul creativ pe care o imprimă. Deci obiectul este un mediu de comunicare. Da, arta este un mod de comunicare. Și nu doar urmărim estetizarea lui. Sunt artiști care comunică diverse teme. Sunt artiști care comunică prin intermediul protestului, da? Sau sunt preocupați de anumite teme din zona socială, politică. Înțeleg. Okay. Eu mă încadrez în zona artei ambientale, deci arta de interior. Și scopul tău este să, atunci, scopul artei ambientale este să te faci că să te simți bine? Sau care e, cum ai definit tu? Arta ambientală, există un scop al acestei arte? Da, este obiectele de artă ambientală, își găsesc locul în anumite tipuri de interioare și... creează personalitatea interiorului. Deci dau o anumită stare, îți creează o anumită stare, punctează proiectul arhitectural. Deci așa cum o persoană are o personalitate. Da, da. Da. Practic ele devin... mai entuziastă sau mai taciturnă. Devin sau accesorii. Mai... Da? Dacă, de exemplu, o alegem o ținută foarte exotică, contează foarte mult accesoriile. Pun un accesoriu care ne trimite cu gândul la o bijuterie din Orient, de exemplu, sau... un obiect de design, un obiect din ceramică, acum depinde la ce ne referim. Dacă mă refer la obiectele de design ambiental, lămpile pe care le-am realizat în ultima vreme, ele dau personalitate interiorului. Ok. Asta creează. Iar lucrările de factură monumentală personalizează spațiul urban. Poți recunoaște un oraș după lucrările, de exemplu, în Lisabona, nu? Recunoaștem... e un fel de semnătură a orașului, cum Azulejos și înțeleg. Toate inserțiile de ceramică monumentală. Și nu mai pot da așa de exemple. Da. Ok. Îți mulțumesc mult pentru informațiile astea din interior. E un domeniu fascinant pentru mine, recunosc. O să vin la un moment dat, poate. Să încerc și eu să lucrez cu lutul. Cu drag. Dacă e o meditație, neapărat îmi trebuie. Este și e și o bucurie de fiecare dată descoperi. Nu e și noi medii de exprimare. De exprimare, da. Ok. Și uite, te-aș întreba și eu ceva. Așa, te-ai permiți. Ce ai face dacă ai fi art manager? Într-un oraș ca Iașul, dar și nu numai. În general, ce îi face dacă fii art manager? Ce înseamnă art manager? Hai să nu... dealer de artă. Sau, dealer? Nu galerist, nu neapărat galerist. Manager de artă, adică să... efectiv, să reprezinți un artist. Să am eu o galerie, de exemplu. Da, sau? Și nu să reprezinți un artist, să-l ajut să intre în anumite medii, în galerii, să îi se deschidă anumite uși, să ajungă să expună în străinătate. Deci să reprezintă artiști, practic. Da, asta face un art manager. Da. Reprezintă artiști.
Asta mă duce cu gândul la... Bine, un art manager nu face doar asta. Nu doar asta. El poate să genereze acțiuni culturale pentru... Să organizeze evenimente, expoziții. Da, efectiv. Dar dacă ai fi manager, managerul unui singur artist. Managerul unui singur artist. Da. Wow! Aici poate mi-ar folosi background-ul meu de business. Ce aș face? Foarte bună întrebare. Pentru că... Probabil, apropo de personalitate, prima dată aș încerca să-mi dau seama... la ce se potrivește arta respectivă, adică stilul, personalitatea acelui artist, stilul vizual, care ar fi clienții potriviți, dacă am putea să vindem, nu știu, către marile firme, să punem în săl de conferință sau în lobby-uri sau în hoteluri sau în, mai știu, m-aș gândi la toată lista de potențiali clienți. Și ar trebui să, evident, să vorbesc cu ei, să fac o listă de contacte și să mă duc să prezint. Și, bineînțeles, apoi o întreagă suită de evenimente, nu? Pentru artist, vernisaje. După aceea bănuiesc că la un anumit nivel se ajunge și la nivelul de muzee, nu? Acolo undeva da, sus, dincolo de... Da, pot face parte din colecțiile permanente ale muzeilor și asta e un lucru... Știu că în Statele Unite sunt muzee din astea de mobilier, de exemplu, unde anumite piese chiar din anii 60-70, adică destul de recent în istoria artei, sunt expuse în muzeu, adică eu am văzut mobilier acasă la cineva și acea piesă de mobilier am văzut-o și în muzeu. Cred că o artă ambientală ar avea loc, nu, în muzee de acest tip, de design, da, de mobilier. Am fost la asemenea muzee de design industrial, design de obiect, am fost la... Este în Bruxelles, cred, Muzeul Plasticului, unde vezi tot felul de obiecte din plastic. Și apropo de ce fel de plastic, poate să fie plastic mai moale, ca la o sticlă de suc, sau plastic foarte tare, ca un scaun, poți să stai pe un scaun de plastic, e fantastic. Și atunci m-aș uita și la nivelul, poate depinde de artistul pe care l-aș reprezenta, cât de matur este, nu? Pentru că probabil ca manager trebuie să vezi... în ce stadiu de dezvoltare este clientul tău și încotro să simți asta, exact, să simți și să, dacă lucrezi cu cineva care e foarte sus, trebuie să fii un manager foarte sus deja. Dar dacă, în general, puțină lume este la apogeu, un Michelangelo al zilelor noastre. Și atunci cred că o parte importantă a relației, cred că ar trebui să, eu așa aș lucra, aș construi o relație cu artistul, am fi o echipă. Și aș vrea să văd încotro să-l cresc, nu? Să văd ce își dorește, cum vede artistul sau artista propria direcție și să ajut să crească, pentru că mulți oameni și politicienii, de exemplu, au o echipă și sportivii au o echipă și eu cred că mare parte din succes este echipa din jur. Cumva, nu? Poate să fie un manager bun, poate e jumătate din succesul unui mare artist, pentru că sunt artiști foarte talentați, care nu ajung niciodată să fie pe scena mare, pentru că n-au avut contextul, n-au avut oamenii, n-au avut reprezentații, n-au avut pe cineva care să-i descopere și să-i ajute categoric și să-i ridice, nu? Dar să știi că și proiectele mari te motivează să depășești limitele. De exemplu, dacă ajungi să faci proiecte mari, asta cumva, un manager ar putea să intermedieze un proiect mare. Să spun că eu cunosc pe, sau nu doar cunosc, am o relație foarte bună cu un manager al unei mari corporații. Și mă duc și spun, hei, suntem prieteni de mult timp, uite, am o sugestie să-ți îmbunătățești imaginea corporației, să aduci artă în spațiu public, uite, reprezint un artist. Și atunci s-ar putea să fie acea oportunitate pe care artistul n-ar obține-o singur. Pentru că e... De ce? De unde să știi tu neapărat directorii de multinaționale din IT sau din farmaceutice? Asta n-ar fi treaba unui artist. Adică... Sigur că da. Tu probabil, nu probabil, tu ți-ai făcut deja oportunități, poate fără un manager, adică au venit oportunități de artă monumentală către tine sau le-ai generat tu. Da. Dar nu se întâmplă tuturor.
Aici depindești de calitățile tale manageriale. Dacă ai talent în a atrage oamenii, dacă poți să păstrezi, dacă reușești să-i convingi să... Tu ai un manager? Nu, sunt propriul meu manager. Am înțeles. Deci ți-ai dori un manager? Adică, hai să întorc întrebarea. Da, cum te-ar ajuta pe tine un manager? Aș putea să spun că am un manager, pentru că galeria care mă reprezintă se ocupă de intermedierea între mine, intermedierea între mine și client. Eu nu știu cum arată clientul. Uhum. Mai au câteodată câte un nume. De exemplu, unul dintre primul client care mi-a cumpărat o lucrare și care se află în New York este colecționar și vinde lucrări la casă de licitații Christie's. Nu știu mai mult, este confidențial, dar știu că sunt ferită din un anumit stres. Hai că nu știi cum îl cheamă? Nu, aha. Nu știu. Okay. Pe de o parte foarte bine. Sigur că nu te stresezi prea tare. E foarte bine. De ce? Ești ferit de un anumit stres, al o presiune pe care clientul poate pune asupra ta. Când e gata lucrarea. Cum vreau să te vizitez la atelier, să văd cum iese tot procesul. Și atunci poate să intervină în proces. Pe de altă parte, îți creează o notă de mister, o aură de mister în jurul artistului pe care nu-l cunoaște. Știe doar numele, vede doar o fotografie, sigur vede portofoliul și... Artistul are răgazul de a sta în atelier și de a crea liniște. Galeristul intermediază tranzacția între client și artist. Asta e important. Artistul nu este stresat, clientul nu își permite să intervină, artistul nu își permite nici el să intervină, să, nu știu, să negocieze. Nu vreau să fac asta. Da. El este cel care e la mine. Și atunci ambele părți sunt ferite de interacțiuni și mai există această modă de mister pe care noi nu reușim să exploatăm aici în România. Cine e artistul? Nu știi. Adică știi cum îl cheamă, dar nu știi cum arată atelierul lui, nu-l deranjezi, nu intri în mediul lui. Nu înțeles. Tu îți dorești lucrarea și atunci nu intervii. Sunt clienți care intervin? În România, da, am avut și experiențe neplăcute în acest sens și au intervenit și a trebuit să... Am fost nevoită să renunț la lucrare pentru că nu pot lucra sub presiune. Adică dacă lucrez sub presiune, lucrez pentru că așa vreau eu. Că durează proiectul, că îmi dau eu termen. Dar în momentul în care clientul nu este înțelegător sau pune foarte multă presiune... Vreți să fie el artistul? Nu, dar nu înțelege procesul de creație, care este... câteodată e foarte greu. Ideile îți vin, dar nu îți vin forțat. Trebuie la comandă. Da, trebuie să-ți dai răgazul, trebuie să ai liniștea necesară să lucrezi. Și atunci dacă intră în atelierul tău o dată pe săptămână și te întreabă când e gata lucrarea, deși ai un contract în care ai stipulat termenul și în contract există și acest aliniat în care prevezi că lucrarea este foarte complexă și atunci se poate depăși termenul și nu înțelege aceste aspecte de ordin tehnic, dar și parte din creația, știi, din trăirea artistului, nu poți continua. Pentru că relația între client și artist e una de... se conlucrează împreună în realizarea lucrurilor, colaborare. Nu de luptă, știi, luptă de putere. E, la noi există această, știi, intervenție a clientului care îți explică cum să faci tu mai bine ceea ce tu știi deja să faci. Am înțeles, ok. Și cum mai putea să gestionezi asta? Nu, eu simt clienții care sunt pur și simplu renunți la ei? Da, le spun că nu putem continua, dar nu mi s-a întâmplat des. Adică am avut o singură experiență neplăcută, dar care s-a materializat până la urmă. Lucrarea a fost expusă în alt spațiu și... Ok. Totuși nu s-a pierdut. Nu s-a pierdut, am învățat. Din fiecare experiență înveți și înveți să pui limite, evident. Spre binele tău. Și al creației. Ok, mulțumesc mult, Ramona. Mulțumesc și eu. Mă bucur că am avut conversația asta și chiar am aflat foarte multe despre cum e să fii artist și să funcționezi în lumea asta. Sunt multe de povestit despre ceramică și... În perioada actuală, colaborarea dintre arhitecți și ceramiști la nivel mondial este acerbă, adică a început așa o luptă pentru proiecte de anvergură, cum ar fi marile muzee, da? Ale de artă contemporană, care sunt placate, efectiv, eminamente cu ceramică. Și e un domeniu de viitor. Sper să te vedem foarte curând
pe exteriorul unui muzeu. Vă spun drept, asta este o dorință secretă de da? De a realiza o lucrare de asemenea anvergură, de a placa o întreagă clădire cu ceramică. Wow, mult succes! Mulțumesc frumos și ție, asemenea. Mersi.